Salutare tuturor! Mă numesc Veronica Herța, sunt directorul executiv Green Steel Lab. Vă aduc aminte că Green Steel a lansat înregistrarea unei serie de podcasturi cu suportul proiectului Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, podcasturi care au scop să învățăm împreună. Astăzi avem în calitate de invitație doi oameni extraordinari, doi oameni care în primul rând au avut curajul, au avut curajul să vină cu inovații în domeniul construcțiilor ecologice, vin cu tehnologii noi care permit să avem case durabile, case mai eficiente energetic, dar inclusiv Sper eu că voi afla, vom afla de fapt împreună astăzi dacă au reușit să creeze inclusiv și spiritul de comunitate acolo unde au implementat deja proiectele Probabil că cei care sunt plus minus din generația mea cunoașteți cuvântul clacă, au reușit sau nu au reușit ei să facă acest lucru, vom vedea. Discutând astăzi cu, cu Zaharei Dolomanji, director executiv EVECO, cel care se ocupă cu construcția caselor din paie, și Vladimir Ursu, director executiv Renașterea Rurală, care se ocupă cu construcția caselor din cânepă industrială. Bine ați venit! că aș vrea să-l întreb pe Vladimir de unde a venit ideea de a crea renașterea rurală, fiindcă și denumirea asociației pe care o conduceți este destul de interesantă și cum s-a făcut analogie sau legătură cu ceea ce de fapt implementat, cânipă industrială. Mulți, mulți ani în urmă, deja cu o să fie 15 ani în urmă, când am fost membru fondator a Asociației Obștești Renașterea Rurală. Da? Este o asociație de mediu care este preocupat de resursele energetice, de resursele naturale și chiar în statutul nostru a fost scris din start că ne vom ocupa cu acele resurse energetice, cu regenerabile, cu construcțiile eco. De ce tot parcursul anilor ne-am gândit la o construcție, la o casă pasivă, să spunem, sau dacă nu pasivă, aproape de o casă pasivă. Și undeva 2-3 ani în urmă, cu noi a făcut legătură un, acum deja este membru la renașterea rurală, un coleg, Ion Negru, să spune, el locuiește în Belgia și el lucrează anume la o întreprindere care construiesc casă din câinipă industrială în Belgia. Adică casă, izolație din pe industrială. Și atunci, având accesul la tehnologii cap-coadă, adică cunoaștem absolut tehnologia care este în Belgia și a apărut ideea dată ca să construim un proiect pilot, o casă din cânipă industrială, care are foarte multe avantaje. Deci să înțelegem că renașterea rurală nu a început de la construcția de case din cânipă industrială. Ați ajuns cumva în timp la această idee. Am căutat eu informație dacă a fost anterior sau nu în Republica Moldova implementat astfel de proiecte sau dacă strămoșii noștri au construit ceva similar din pe industrială. Sincer să vă spun, nu am găsit. Dumneavoastră ce cunoașteți? Nu, nu au fost case construite din câine pe industrial în Republica Moldova. Da. El sunt construite în stati, Statele Unite ale Americii, în Europa, în Ucraina sunt foarte multe case din câine construite. În Australia, Canada, practic tot globul pământesc construiesc în afară de Moldova. Am înțeles. Zahari, revenim la paie. Din ceea ce am citit pe site-ul dumneavoastră inclusiv, folosiți și alte materii ecologice. Da? Deci noi avem paie, dacă puteți să ne descriți un pic din procesul ăsta tehnologic prin care ajungeți la casa eco construită fundamental pe bază de paie și care sunt și alte materiale ecologice pe care le folosiți. Înțelegeți, în primul rând, noi avem produs care noi facem singur și avem valoarea care noi o ducem prin utilizarea altor materiale care noi încă nu putem să le producem, noi importăm. Produsul nostru principal sunt panourile de paie presată. Uh, utilizăm tehnologia specială, și am dezvoltat un fel de cadru de carcas, de lemn unde noi presăm sub presiune specială paie ca să obținem proprietăți de uh, izolare termică și ca să nu fi, da, în acest caz în aceeași, să nu fie prea cum, prea ușor de, de ars, în să fie destul de rezistentă. Mă rog, după asta noi aplicăm și lut și varcă să o protejăm, aplicăm și alte acum resurse, noi importăm. Dar ca valoare, noi propunem, cum a spus domnul Ursu, casa aproximativ pasivă făcută din materiale naturale. Pentru că e posibil de făcut casa pasivă, ce asta înseamnă? Că care nu consumă apro aproximativ nimic, energie pentru încălzire și răcire, e posibil de făcut din materiale artificiale. Dar noi dorim să facem din materiale naturale. Noi tot avem un fel de produs din cânepă industrială, Fibră de cânepă, nu mai utilizăm, noi importăm din, din Ucraina acum ca izolant, de, în loc de vata minerală, pentru că noi putem să facem din panouri mai mult pereți, dar podea, noi o facem cum, orizontal, noi, noi punem acolo izolant de cânepă. Noi utilizăm și alte metode, noi utilizăm plăci de fibră de lemn, noi avem soluții pentru fasade făcute de lemn, noi propunem clienților tot ferestre uși din lemn, am în loc de ferestre plastice. Avem soluții și pentru acoperiș să fie făcut din draniță, dranița asta e tot și îndrilă de lemn, noi putem să facem și acoperiș verde, precum să crească ceva acolo, tot e posibil. Și noi încercăm încet, încet să aducem aici piața soluții naturale pentru a construi casă, să o facem cât mai natural, pentru că noi trăim minim treime de viața noastră, noi, noi ne aflăm în casă și Acum, după pandemie, mai mult timp, pentru că cineva a început să lucreze din casă. Și e foarte important să înțelegi că tu trăiești într-o atmosferă care te influențează și trebuie cumva de, de ales. Eu vreau să trăiesc în casă economă și ieftină sau eu vreau să trăiesc într-o casă naturală, calitativă și de mult, mult. Și multe. cu beneficii asupra sănătății. Da, Dar da, aș da. avea o întrebare, da? Tot, totul a pornit de la faptul că ați creat o carcasă, ați stabilit presiunea care trebuie să fie în acest balon de pai, hai să spunem, care se încadrează în carcasă. Totuși ați făcut anumite măsurări sau cum ați ajuns la aceste dimensiuni, da? Pentru că Cumva așa omul este creat, spuneam la început, pornind de la claca vechi pe care marea majoritate a celor care au trăit la țară, plus minus cunosc ce este și cunoaștem ce este acel lampaci da? din, din paie. Adică cumva dacă o pornești cu ideea să fac din paie, probabil că zici că ok, strămoșii au făcut așa, hai să o pornim așa. De unde a venit ideea asta de aceste dimensiuni și cum ați ajuns? Uh, noi nu am inventat dimensiunile astea. Da, noi am văzut ce fac alții. În francezi, de exemplu, ei fac uh, panori mult mai mari. Ei fac de 3, 3, metri sau 4 metri. Adică că deja perete facut Și acolo ei pun, pun uh, baloți. Noi am văzut ce fac uh, slovacii. Ei utilizau deja mai, mai fac. Și cum noi am ajuns la nume aceste dimensiuni, noi uh, am, cum, am vrut să facem ușor de, de utilizat sau ușor de asamblat, de montat de 3-4 persoane maxim. Noi am început de la 1 între 4 1 între 5 și încet, încet am făcut-o mai micuță, am înțeles, mai suficient, să fie so mai, mai, mai ușor. Varianta optimă. Da, Dacă da. ar fi să facem o retrospectivă, această tehnologie o avem mm -hmm. utilizat în Franța, ați spus? În mulți Franța, Olanda... Germania, acum s-a început uh, activ să utilizeze în Slovacia, în Latvia, uh, Statele Unite de mulți ani deja fac, fac asta, uh, Ucraina puțin, avem parteneri acolo, dar așa încă nu. România zeci de căsuțe maxim. Vladimir, uh, totuși, uh, Bun, dumneavoastră tot ați făcut o retrospectivă a țărilor în care se utilizează această tehnologie pe care o aplicați dumneavoastră în Republica Moldova. Care este beneficiu pentru mediul înconjurător dacă uh, mergem pe varianta de a construi din câinipă industrială? Și o să ajungem, uh, sper eu, să discutăm și despre istoria cât a fost de complicat sau poate nu a fost complicat să importați această câinipă. Uitați-vă, beneficii, cum am spus, sunt foarte, foarte multe. Din retrospectivă, să ne uităm, da? <coughs> în primul rând, noi avem la casa care este construită din cânipă, noi avem o reacție chimică, o reacție chimică puzolanică. Și de ce cânipă, dar nu paie sau altceva? Noi inițial tot ne-am gândit la paie, chiar ne gândeam să, încer să încercăm să construim. Am vizitat chiar la urheiu Vechi, este acolo o casă construită de mult din, din paie, cred că o cunoașteți. Da? Dar totuși ne-am oprit la cânipă, de motiv că cânipa conține sau siliciu da? care intră într-o reacție chimică cu varul și lutul. Se numește reacție puzolanică care durează 25 de ani, cu aproximație. Și toți acești 25 de ani, ea încastrează în sine CO2, da? Ea se transformă într-un mortar de piatră, se calcarizează, da? Se face într-un mortar de calcar, da? proprietățile. În primul rând, dacă să luăm perete de 40 cm, atunci pierderile de temperatură vor fi 0,3 și 0,5 W pe metru pătrat. Da, poate să fie și alte 0,3 și 15, 16 pot să ajungă în dependență de proporția varului și lutului în raport cu lemnul de câinipă, da?

nu crește mucegaiul pe el, da? deoarece avem foarte mult var, adică calcarul dat, și el are în sine ph este foarte mare și ciupercile nu cresc pe el. Da? Este ecologic, este curat, Uh, nu știu, eu nu am găsit alt material mai bun. Ați spus noțiunea de lemn de câine dacă da, nu greșesc, da. da. dacă puteți să explicați celor care ne ascultă, da, simplu. Cum, cum, ce reprezintă acesta? Uh, din păcate nu am luat cu mine nici o mostră să vă arăt, da? dar ce este lemn de cânipă? Este uh, interiorul, mezu, uh, din mijlocul plantei, da? adică noi extragem fibra aparte,

momentul de reacție puzolanică, anume reacția această chimică ne dă posibilitatea ca să avem un material durabil, un material din care se pot construi case pe două, trei nivele cu ușurință, da? și totodată el mai este și autoportant, adică nu apar fisuri, nu apar crăpături în el. Chiar dacă apare o crăpătură, ea singură se strânge. Am înțeles. Din cei ce importați? Importați mm. doar lemnul de câine, pe restul da. materialelor tehnologiea primite... care avem noi acces din Belgia, ea este în felul următor. Iau toate ingredientele date care se vând în sac, ambalat, adică varul este în formă de praf, da? Argila, adică lutul, este în formă de praf, purificat, ales și așa mai departe, da? Uh, și el este destul de scump ca să-l imporți. Iar Moldova dispune de resurse destul de mari, de argilă sau de var. Slavă Domnului este, da? Cânipa nu, nu avem aici, motiv că legislația nu ne permite acest lucru, dar sper că se schimbă lucrurile în viitor apropiat, da? Și am mers ca să folosim cât mai mult material local, să nu importăm nimic. Deci, practic, importați doar lemnul de cânipă. În cazul de față, da. Super. Da. Zahari, Câte noi avem? paie nu, nu, nu importăm. Noi, noi avem, noi avem, loc, avem pe loc. local, da. Dar ce importat? Uh, importăm... Iată izolantul de cânepă, uh -huh. uh, placă de fibră presată, care o punem din fațadă uneori pentru soluții mai rapide. Dar, general când facem panourile, numai lemnul. Noi în țara noastră nu creștem lemn. Da, lemnul este important, importat din, din alte țări. Am înțeles. Aveți uh, proiecte realizate cap coadă și dacă aveți un calcul, care este eficiența energetică a acestei case făcută din paie? Uh, calcule avem. Aproximativ aceiași sunt cifre, cum spus domnul Ursu. Eu așa să spun pentru auditorii, să fie mai clar, uh, am calculat că așa casă, iarna, consumă trei, minim 3 ori mai puțin energie pentru încălzire, vară 2 ori mai puțin pentru răcoare. Deci în cazul în care ajungem să avem mare majoritatea caselor din paie sau din câine pe industrială, atunci există probabilitatea să atingem acel nivel al Uniunii Europene a consumului pentru sectorul rezidențial, pentru că actualmente problema cea mai mare este eficiența energetică în casele noastre, hai să spunem așa care este practic de trei ori mai mare comparativ cu uh, casele din Uniunea Europeană. Eu sunt sigur că dacă vor apărea așa case, atunci noi putem să l depășim chiar. Da. Cu ușurință. Da. Am văzut pe site-ul dumneavoastră că aveți o descriere da, a etapelor și a calendarului aproximativ de realizare a unui astfel de proiect. Dacă ați putea să intrați în detalii, cât ar dura? De exemplu, astăzi, după emisiune, vă sună cineva, da. este interesat, cât timp poate să intre în casă? Da. Anume, procesul de construcție, el este aproximativ 3, 3 luni, 3 luni jumate, probabil 4, depinde de anul timpul, dacă e mai fric sau mai cald. Noi nu prea, cum preferăm, să lucrăm în timpuri extreme, vara nu e bine de lucrat când e foarte cald pentru că varul nu îl place mult uh, uscare rapidă, iarna tot sunt limite la temperatură, dar aproximativ 3 luni, de ce așa repede? Pentru că în primul rând Produsul nostru, aceste panouri, ei sunt prefabricate. Ce asta înseamnă? Că noi facem la fabrica noastră, facem cadrul din lemn, unde punem paie, o presăm, și deja panoul ca produs este gata, noi punem în trac și la revedere. Adică fabrica duce... unde este? Fabrica este lângă Eloveni. Și așa, 3-3 jumate luni, de ce? Pentru că în timp ce se face fundamentul, el poate să fie diferit. Aici nu e vorba că tipa, e construcție ușoară, e posibil de făcut pe piatră. Nu, fundamentul se calculează special după necesitățile terenului. Până când se face fundamentul, noi la fabrică producem Uh, ce se numește house kit, adică panourile. După ce fundamentul, fundamentul s-a uscat, măcar 2, 3, 4 săptămâni, probabil mai puțin, pentru că tot e un produs, pereți sunt mai ușoare decât beton sau piatră. Noi uh, transportăm Asamblăm o casă aproximativ 100-120 m pătrați în două, două săptămâni. Adică de la zero pereții apar în două săptămâni. După asta se începe procesul de a pune o copiriș încă două-trei săptămâni. Când copirișul e pus, noi începem să facem fațada. din interior în se începe electricitatea. Când electricitatea e făcută, interiorul se facă, geamurile spun pun uși și gata. Și deci casa este gata. Da. Deci, o... Super! După cum spuneam, paiele în Republica Moldova nu sunt o problemă, ele există, este necesar să fie importate unele din materii primă, dar hai să o pornim de la casa de câini pe industrial, la care primul pas trebuie să-l faci, să reușești să imporți câini industrială, industrial, fiindcă mare majoritatea a lumii atunci când aude această îmbinare de două cuvinte, probabil care inițial o reacție Ok, diferită. Discutam de înainte obicei de... Eu am zâmbiesc, <laughs> La primul cuvânt, la al doilea. La al doilea, doilea este... deja să, sure. să, să gândesc. Și ce ar fi și mm -hmm. asta? Discutam și înainte de a înregistra această emisiune despre istoria, de cum v-a reușit, dacă puteți să deschideți un pic paranteze. Da. Noi mult ne-am gândit până a face acest pas, da? am analizat toate posibilitățile, am studiat legislația Republicii Moldova, am vizitat Belgia, unde am văzut cum lucrează cu ea, am vizitat Ucraina, unde crește câine pe așa, unde o procesează, o prelucrează, unde construiesc casă, da? ne-am informat foarte mult, apoi ne-am gândit că dacă să luăm din punct de vedere uh, comercial, da, noi nu o să reușim. De deci, ce am hotărât ca să mergem pentru un proiect? Un proiect european. Am depus un, uh, la un apel de granturi de la Ambasada Austriei, adică proiectul ADA, și am uh, reușit să obținem finanțare. Finanțarea de la granturi mici de 10.000 de euro, da, pentru construcția unei case. Da? Astfel, uh, având în spatele nostru un donator, da, nu prea autoritățile noastre vor să se refuză donatorilor străini. Noi când ne prezentam, noi ne prezentam ca organizație care implementează un proiect european și asta ne-a ajutat foarte, foarte mult și suntem foarte recunoscători domnului Günther și de obște agenția austriecii de dezvoltare că au avut încredere în noi. Sincer și ei aveau dubii, câteodată și noi avem dubii, dar oricum am reușit. Primul pas a fost să importăm câinipa. Să importăm câinipa în Moldova nu există așa o experiență. Nu a importat nimeni lemnul de câinipa oficial în Republica Moldova. Da? Ne-am adresat uh, la VAM, apoi la Agenția Medicamentului. Agenția Medicamentului are o comisie Permanentă pentru Controlul Drogurilor. Da? Uh, am depus o cerere la ei uh, în. Uh, am monitorizat tot procesul dat. În ultima zi, practic, îmi spune, am făcut legătură cu domnul director și îmi spune că ne scuzați, dar noi vedem refuz. Noi nu vă permitem să o importați. Da? A doua zi dimineață noi eram la dumneavoastră în birou, împreună cu colegul meu Silvian, am stat la o masă de discuții, dați să găsim soluții, care este oportunitatea, care este posibilitatea. Până la urmă am găsit o soluție că e posibil de făcut o expertiză. Am mers prin linia Ministerului de Interne, da? Acolo au stabilit că într-adevăr este câinepă, dar au făcut expertiza, dar tot a durat foarte mult timp cu diferite dificultăți, dar oricum suntem recunoscători centrului de expertiză, Ministerul de Interne, ei totuși au reușit, până la urmă au obținut acest

pentru de mare, apoi, pe sunt care au spus că știți, eu cam nu vreau, da, mai bine nu, e că vă recomand pe altcineva, e că întrebați, adică oamenii foarte sceptic s-au uitat la asta, da, și vamea, și absolut toți, da, dar am izbutit, a durat trei luni de zile toată epopeia Din dată. momentul în care ați găsit tehnologia, până în momentul în care ați identificat finanțatorul și până în momentul în care ați reușit să importați, a durat doar? Un an. Un an okay. Da, ah. dar trei luni de zile, doar expertiza, durata, adică doar uh, posibilitatea de a importa. Apoi uh, ne-am ciocnit cu mai multe probleme, care le-am uh, rezolvat. Am avut nevoie de un dirigent de șantier care să cunoască tot procesul cap coadă da? Am avut nevoie de un arhitector. am invitat un arhitector din Belgia care a reușit să facă, să proiecteze această casă până, uh, în detalii. Ca să cunoască și cei care ne privesc că actualmente faceți o astfel de casă, faceți într-o rezervație. casa dată este deja construită, dar nu este cap -cod. Au rămas să fie puse geamurile, au rămas să fie puse uh, doi pereți care vor fi din lemn și deja deam am acoperit. Da? Dar pereții sunt ridicați practic casa. Cum s-a ajuns este la rezervația a nostru de uh, în considerație că deja am avut careva proiecte implementate în regiunea dată a fost foarte simplu pentru noi să identificăm unul din beneficiari. Da? Beneficiari nu suntem noi, nu este Renașterea Rurală, dar este persoana care a mers și a spus că da, eu sunt conștient că o să fie greu, da, mă interesează, da, o să contribui cu resursele proprii, da, o să contribui cu munca mea, da. Adică așa, am lucrat împreună da? la realizarea proiectului. Dat. Având un proiect deja cu succes în pensiunea dată, mi-a fost foarte ușor să mergem mai departe. Super. Deci casa este deja ridicată, da, da. au mai rămas anumite elemente să fie finalizate. 100% că la anul orice doritor va avea posibilitatea să închirieze această casă, deoarece este la o agropensiune, și să vadă toate beneficiile care sunt, adică să locuiască în ea. E extraordinar. Zahari, spuneați că totuși procesul de construcție are sau cuprinde anumite etape, da? Eu presupun că sunteți totuși o echipă de oameni care știu să facă este calcule, pornind de la fundamentul acelui, acelei case și terminând. Există careva certificări în, în acest domeniu prin care dumneavoastră încercați să atrageți clienții, da, să aibă siguranță că sunt case durabile sau vă asigurați doar dumneavoastră prin buna reputație pe care o faceți în piață ca să existe această tendință și această încredere a altora? Noi mixăm mm -hmm. pentru că toate certificatele noi nu putem să le facem deodată, că mulți... Uh încercări de laborator, noi nu putem să le facem în Moldova, că noi nu avem entități care pot să facă testările. La momentul dat, noi avem, cum să vă spun, după legislația noastră, noi nu avem posibilitatea de a da în exploatare să fie scris casă din paie sau casă din panouri de paie. Se dă în exploatare ca casă din lemn, cu izolant de celuloze sau cu izolant de fibră de vegetală, cumva așa se numește. Și referitor la certificările, noi am făcut în, la Incercom, am făcut testări la coeficientul eficienței, am dire, termo, termo, termoeficiență, cum așa. Am în vedere uh, care e coeficientul de, de pierderi, trece, da, da, De trece căldură, de pierdere uh -huh, de căldură. Uh, am verificat-o după uh, forță amintire de greutate care poate să fie pusă. Dorim să, o, să, certificăm, să încercăm să facem la rezistență la foc, dar asta nu se poate de făcut în Moldova. Facem la fonică, izolație fonică, adică reguli de bază care trebuie de făcut și pentru izolant și pentru material de construcții. Pentru că în cazul nostru el ca 2 do, în 1. Um, și în multă parte noi ne bazăm pe reputație, tot pentru că așa deja tehnologie există și clienții noștri uh, sunt cei care probabil au vizitat în alte țări au văzut așa fel de construcții uh, s-a părut foarte interesant sau au dorință cumva tehnologiile sau avantajele trecutului cum au trăit uh, în casele buncilor, să fie cumva mai modern, mai rapid, mai uh, sustenabil da, și mai, mai sănătos de asta combinăm. Avem certificate de bază, noi vrem mai mult să facem. Sigur că vrem, dar în Moldova nu se poate, dar pentru o certificare internațională Mani, mani, da, bani. Asta tot costă destul de mult bani. Am înțeles. Uh, Vladimir, de fapt, în realitate, să spunem așa, pornind la formă organizatorului cu juridică pe care le aveți, sunt diferite. Dacă nu greșesc, da. voi sunteți uh, SRL, SRL nu și privata. voi sunteți asociație obștească, da? Ok, nu știu, vă întreb, dacă aveți careva planuri pentru a asigura acești principii de durabilitate a construcțiilor pe care le faceți, fiindcă îmi dau seama că proiectul inițial cu care ați pornit este în baza unui grant, este, hai să spunem, no. putem spune un proiect demonstrativ, Scopul... Da, dar eu vă înțeles perfect. Scopul ascuns la acest proiect este sensibilizarea populației. Este atragerea atenției a populației asupra la acest proces de creștere a câinii industriali în Republica Moldova. Deoarece în țările vecine, în România este permisă, în Ucraina este permisă, da? iar în Republica Moldova legislația nu spune nimic. E nu este nici interzisă, nici permisă. Nu există conceptul de câinipă industrială. Este doar conceptul de cânipă. Acum, la moment, deja Ministerul Agriculturii elaborează un, uh, o modalitate mai simplă, simplificată pentru agricultorii noștri care pot să proceseze sau să crească câinii pe în Republica Moldova. Deja două-trei săptămâni, din câte cunosc eu, uh, urmează să, a, să acest, doc, să iasă acest document și sunt uh, foarte mulți doritori de a crește câinii pe industrial. Care e durata de creștere a produsului ca să poată fi folosit ulterior? Uh, durata de creștere este patru luni de zile. Adică, practic, în Republica Moldova poți chiar să ai și două roade, de două ori pe an, da. Dar pot să vă spun așa un lucru, de pe hectarul de câine pe industrială, dacă se procesează, să vinzi aparte sămânța, să vinzi parte fibra, care, apropo, fibra e foarte scumpă față de lemn, da, să vinzi parte lemnul, uh, să mai faci și ulei din... Uh, uh, din sămânța dată, chiar și plastic spate de făcut din ea sau alte lucrări, adică sunt câteva mii de produse care spate de făcut din câinipă. Pot să vă spun că în Belgia, de exemplu, la 7.000 de euro se ridică profitul de pe un hectar de câinipă industrială care a fost deja procesată, adică și vândut. Da? Dacă doar să o crești, atunci la 1000 de euro poți să pretinzi pe an, adică cu o crește. Are nevoie de că, tot, condiții speciale, nu știu, de umiditate, Condițiile de de speciale sunt locurile degradate, locurile care sunt poluate, unde au fost gunoi, deșeuri. Pe locul spate de plantat câine, pe deoarece este un sederat, adică îmbogățește solul, îl restabilește solul, da? Și scoate metalele grele din solul dat. Apropo, un hectar de câine la creșterea sa, degajă, adică absorbe CO2 de patru ori mai mult decât un hectar, decât patru hectare de pădure de molit sau de brad, da? Cel puțin așa sunt datele care le găsiți în internet. Adică vreți să spuneți că de fapt este de fapt, este nu realizăm doar etapa care ține de construcția casei și A, are, perfectă, are, efect asupra mediului și dar inclusiv și creșterea câinii pe care uitați în noi Republica are Republica Moldova se permite practic să import lemnul de câine pe fibra de câinii, pe uh, eu cunosc persoane care import sămânța de câine pe, și fac ulei aici pe loc, da? Adică pe bucăți poți să o import în coace nu e nicio problemă. Dar să o crește aici nu ai dreptul. Adică, sau ai dreptul, da, sunt niște uh, regulamente uh, foarte draconice, aș spune, adică, uh, voi exagera, sigur, că trebuie să iei mitraliera în spate și să îmi de pe deprejur la lanul acesta de cânipă, necătând la faptul că cânipa industrială, practic, nu conține substanța activă THC-ul acesta, da, sau îl conține în cantități extrem de mici. Adică, uh, dacă să luăm, iarăși, uh, în forma aceasta, cum am început eu, adică un consumator de droguri trebuie să fumeze deodată patru cuburi de câine pe să ajungă la euforie, ceea da? ce el va muri de la intoxicație. Adică este practic imposibil să-i extragi de acolo substanța aceasta narcotică. Da? Am înțeles. Mersi. Zahari, spuneam că cumva înainte de emisiune așa mi s-a făcut o analogie cu clacă și ei și faceți voi. Aveți vreo poveste care v-a rămas în memorie, care v-a impresionat cumva la etapa construcției case în care poate cumva și societatea din acea localitate s-a consolidat, a venit, a întrebat, a umărul, a încercat să ajute sau da, poate să nu ajute? Uh, dar nu. mai bine să povesteți o istorie frumoasă. Nu, nu, ei, noi nu avem istorie frumoase, noi avem istorie reale. Uh, pentru noi istoria interesantă a fost una din primii când am făcut, uh, dacă ați auzit despre orașul caprelor, acest da. complex turistic, noi am construit, am utilizat diferite feluri de tehnologii care noi facem, a fost o posibilitate pentru noi imensă pentru a testa ceea ce facem. noi putem să facem, ceea ce noi nu putem să facem, ceea ce noi putem să facem singuri sau cu mai mulți oameni. În total, în tot proces de construcție, în timp de trei luni, asta a fost pentru noi un record, noi am construit 17 casuțe, un restaurant și în totul proces a fost implicate vreo 80 de oameni și asta a fost Wow, a fost destul de multe procese pentru că unii fac fundamentul, ei au început cu primă casă, două, treia, când treia se face, noi deja începem să și punem... Și au venit și oamenii din localitate și s-au implicat și nu, au, asta -au minte, sau doar... Nu, 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 asta e tot contraplată. Acum Am nimeni înțeleg. nu, nu vrea să se ocupe așa, tipa, e interesant. Da, da. e posibil de găsit. Avem oameni care, de exemplu, sunt meșteri în ceva Înseamnă că ei ar putea, probabil, să, să câștigă mai mult bani dacă ar lucra undeva, dar uh, ei au lucrat aici la proiect pentru că a fost interesant că în localitatea lor vecinii au venit, fel, tip, eu sunt gata să lucrez aici, eu, eu sunt lemnar, eu știu asta, asta mi-e interesant, hai, hai să vă ajut, hai să lucrăm și până acum ei fac acolo niște întrețineri, adaugă și vă fac garduri diferite, adică se dezvoltă loca loca locația acolo. Și pentru noi asta a fost o poveste interesantă, o provocare reală, că în termen foarte scurt să faci un rezultat foarte mare și noi am, noi am scris o carte mică de toate greșeli, Apenet. nu, greșeli care noi am făcut sau de toate lecții care noi am învățat. Am studiat și domeniul de paie de utilizare, că ea are un, afect uh, biopozitiv asupra nu nu numai paie de griu sau de altă și câine pe tot are, uh, afectul biopozitiv înseamnă că cumva plantele, că ei sunt minim prelucrate, am zis că ei au făcut minim uh, carbon footprint, ei au cumva influență pozitivă asupra corpului umanului, tu te simți mai relaxant. Ca, ca, exemplu, la fabrica noastră, lucrătorii au început să fumeze mai puțin. Foarte bine, poate ar fi bine. Periodic, pentru că tu, da, ei, eu nu se nervează atât că... de mult, lucru merge cumva încet ei simte cum. Tu, 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 tu lucrezi într-o atmosferă naturală și asta tot uh, a fost un plus pentru fondatorii oraș o caprilor că eu știu că dacă vin oameni aici, eu se simte bine ca acasă și eu o să vin încă mai mult și o să lasă mai mulți bani aici. Frumos proiect. Vladimir, spuneați cumva că unul din obiectivele pe care le-ați avut la etapa în care ați inițiat acest proiect a fost faptul ca să crească conștiința rândul oamenilor despre necesitatea de a ne schimba obiceiurile și de a reveni la ceva natural. În acest an curent, mai ales că anul ăsta ați reușit să importați Când pe cumva a fost medializat cazul dumneavoastră. Ați simțit un flux de, nu știu, de, de potențial clienți, de oameni care cel puțin pun întrebări mai multe? Sigur, dacă luăm chiar telefonul meu, chiar astăzi am răspuns la câteva mesaje, cu toate că n-am avut nicio postare, nimic, sau nu am vorbit despre acest lucru, da? Uh, Permanent avem careva interacțiuni cu oamenii care sunt cu interesați, mai mult ca pe noi în cadrul la proiectul dat am încercat să facem uh, o mediatizare uh, destul de ok, în limita posibilităților noastre sigur, că dar am mai lucrat cu Universitatea Tehnică, cu uh, Arhitectură și Urbanism. Da? Și de acolo chiar am luat un grup de studenți, i-am adus la construcții, la șantier, i-au văzut cum merg lucrările. Apoi de la centru de excelență în construcții, da? iarăși la fel am adus un grup de studenți de acolo, s-au uitat cum merg lucrurile, adică cum se lucrează cu acest material, cum, cum a fost proiectat, care sunt avantaje, dezavantaje, chiar am avut și un seminar acolo. Apoi după asta am mai avut și două seminarii cu maestri de la școlile aceste profesionale da? din toată Republica, apoi cu cadrul didactic am avut un, iarăși un seminar. Alte lucrări care le-am avut domnul Iou, acesta este arhitecturul din Belgia, a vizitat Moldova la etapa inițială când am început proiectul și a ținut un discurs în față la tot Torentul de la Universitatea Tehnică din Chișinău, da? adică Facultatea Arhitectură și Urbanism. Adică am lucrat mult asupra la acest lucru, plus la această Bună oară, acum. Acum noi facem același lucru. Mulțumesc frumos că am fost invitat la această emisiune. Noi vorbim despre acest lucru de motiv că dacă să mergeți pe stradă și să întrebați de oameni ce credeți despre câinii pe industrial, eu vă asigur că mai mult de jumate din ei spui că nu, nici într-un caz, nu se poate sau altceva, de motiv că ei nu cunosc, că sunt două plante diferite. Da? De exemplu, în România sunt peste 40 de hibride speciale făcute în ultimii ani, adică elaborate de Academie de Știință la ei. Uh, mai mult ca pe atât, uh, în România, din câte cunosc eu, nu se permite mai mult de 7% pe teritoriul tău să plantezi câinipa, deoarece este destul de profitabil să o plantezi, plantează, adică și s-au aruncat toți la acest lucru. Da? Uh, plus, nu aveți nevoie de subsidii. Nu a plouat, nu e problemă, câinipa crește. au plouat mai mult, încă și mai bine crește. Da?

și nu e așa de simplu acest lucru. Am înțeles care au fost impedimentele, cel puțin la etapa de import, uh, pornind de la idee și terminând cu import, iată că a durat un an de zile din ce spunea Vladimir. Uh, Zahari, dar pentru construcții ecologice, simțiți cumva din partea autorităților un suport, uh, schimbarea, sau ar fi poate necesară schimbarea cadrului normativ pentru ca să aveți uh, să aveți siguranța asta și să aveți deschiderea inclusiv pentru alte piețe, inclusiv mediul urban, hai să spunem, în care la fel există oameni care vor să într-un mediu sănătos da. și în case ecologice. Da, cum să spun? Acum trendul este eficiența energetică, mai mult în partea sisteme fotovoltaice și restul, în domeniul de construcții încă n-a venit timp. Ce asta înseamnă? Asta înseamnă că e, autoritățile nu sunt împotriva, dar ei nu sunt gata să fac niște pași active singuri. Noi am avut întâlnire cu membrii Parlamentului, ne-am ne întâlnit și cu comisii de, lângă Parlament. E, de schimbat legea acum nimeni nu se ocupa, dar dacă noi dorim și avem timp și avem... <laughs> Forță, voluntari dorim să fim, noi putem să începem de la uh, recomandări, Ce asta înseamnă. Uh, noi am luat ca un exemplu. Uh, codurile de construcții care au, uh, cum. Au nu, drept, ca drept, uh, ei sunt ca reglamentare, adică nu vă forțează să construiți nume așa, dar ei sunt ca o recomandare francezii și din, din Marea Britanie, din Franța, din Germania, ei au coduri de construcții naturale, unde scrie ce tu poți să construiești, cum tu poți să construiești din paie, nu, mai mult nu ne băzăm de da, pe paie. Uh, și noi am spus că dacă, de exemplu, noi putem să creăm așa fel de coduri, care o să fie ca o bază pe viitor, ca să îmbunătățim deci legislația să normative, noastră. cum ar fi cum sunt normative în construcții, în construcții civil-ordinare, civil, da. să existe și niște normative de construcții a construcțiilor ecologice. Exact, dar normativ este ceva, cum, care reglementează, trebuie așa, nu, nu altfel. Dar noi vrem să propunem ceva fel de coduri de construcție cu un stil sau cu un sens de recomandare. Am zis că noi recomandăm să faceți așa și să începem încet, încet. Noi am încercat să contactăm cei care au dezvoltat codul de construcții naturale în Franța, încă n-am primit răspuns, că și noi avem mult lucru, noi nu avem timp numai să ne ocupăm cu asta, că sunt multe direcții, multe direcții. Noi vrem să începem de la traducerea, adaptarea, aprobarea codurilor de construcții naturale aici în Moldova, în timp nu știu, 4, 5, 10 ani, pe bază de aceste coduri, deja să îmbutățim și legislația și anume normele legislative pentru construcții. Dar mai bine de început sigur, la 100% și noi am întrebat, dacă începem de la coduri, dacă noi ne ocupăm cu traducerea, împreună facem traducere, împreună facem adaptare, am spus, nicio problemă, hai să începem încet, încet, probabil undeva ajungem. Vladimir, cum apreciați dumneavoastră evoluția construcțiilor durabile în viitor? Totuși această piață va fi, va cunoaște o evoluție, un trend ascendent rapid sau vom rămâne tot la etapa în care vom aștepta să vină granturi ca să mai demonstrăm încă o dată în plus că da, este, este efectiv și aduce rezultat? Știți, 10-12 ani în urmă, când eu vorbeam de panourile fotovoltaice și spuneam că o să fie pe toate casele și o să fie în trend și toți oamenii o să... și trebuie să elaborăm, trebuie să avem specialiști, trebuie să vedem, faceam proiecte demonstrative, adică montam mini-parcuri fotovoltaice. La mine se uitau așa, cum spune rusul, că la gărăscoi sunt mașetri. Da? Spuneau că asta e pentru America, asta e pentru Europa, numai nu e pentru Moldova, nu, e, nu o să fie niciodată. Da? pot să spun oamenii și acum despre mine lucrul acesta, dar vă spun că viitorul este după aceste case, de motiv că ele sunt mai uh, ieftine, mai ieftine de întreținut. Uh, pot să vă spun de casele de câine, uh, ele au o durată în timp de 2 300 de ani, adică peste 100 de ani liber țin. Uh, dacă luăm o lampă uh, care arde da, și o punem și noi am o jumate de oră, adică el nu se a el nu arde, adică uh, da, trebuie expertiza dată să o facem și să demonstrăm să avem o hârtie. Dacă ne pui omul în față și îi dai foc și așa de de, de oră, adică temperatura de la 1000 de grade, da? și ea nu arde, adică flacăra deschisă, da, evident că el nu o să ardă, da. adică sunt atâtea beneficii că eu sunt sigur că oamenii o să se gândească la acest lucru. Dacă nu o să-și construiască casa din câine, pe că este deja are o casă existentă, atunci va folosi aceste plăci, fie din cânipă, fie din, din paie, pentru izolare. Da? Nu va mai fi importat vată cea minerală sau nu se va folosi poliesterolul. Eu nu cunosc alt material mai benefic care să-l folosești pentru izolare pe interior pur eu nu știu care material poate să fie. Poate cineva din ascultătorii noștri cunosc, vă rog frumos să scris, dar nu cunosc, care să aibă aceleași pro, uh, proprietăți. Da? Eu sunt sigur cu certitudine că se vor schimba lucrurile și întotdeauna până ce începil 1, 2, 3 și au construit, uh, s-a dovedit eficiența și sunt sigur că oamenii vor merge spre acest lucru. Da? Vladimir, dacă am înțeles eu corect, care ar fi etapele prin care o persoană care acum ne privește și se gândește că probabil că ar fi fenomenal să aibă o casă din cânipă industrială, dacă corect am înțeles. Prima ar fi să vină la primăvară, să vină la rezervația Nistru de Jos și să vadă lucru. făcut cap-coadă. Da, care... sigur. ar trebui să vadă o casă, să se informeze, dar eu sunt sigur că noi vom continua acest lucru și noi vom elabora chiar, posibil careva proiecte pe viitor, adică una, unul din conceptul nostru era ca să facem uh, câteva proiecte sustenabile pentru mediul rural. Adică mai mult ca pe tine, nostru din Belgia este gata să facă acest lucru, adică să-l adopte pentru Republica Moldova, care o să fie publice. Da? Ai luat proiectul și poți să-l implementezi dacă este ok pentru gospodăria ta. Este un concept de casă care să fie mai ieftine decât casele tradiționale și să aibă acces mai mult lume la acest casă, iar dacă nu vor avea posibilitatea ca să le construiască atunci, noi suntem gata să instruim sau să le arătăm calea, cum trebuie să mergem. Dar urmează, aceștia sunt pașii următori și acesta este un concept de proiect pe viitor și cred că vom merge pe linia aceasta. Adică la anul o să avem mai multă informații. Acum, la moment, colegii mei fac calcule să vadă cât ne-a costat totuși casa aceasta și noi vom face publică această informație. Va fi pe pagina de Facebook la Renașterea Rurală sau pe site-ul nostru, adică puteți să găsiți această informație. Dar uitați-vă, în cadrul la proiectul dat, noi n-am plătit marea, n-am plătit TVA-ul, da? deoarece am fost scutiți prin abrogare de la lege că am mers prin proiect. Sigur că dacă această câinipă industrială se va procesa, va crește la noi, cu mult mai ieftin ar fi acest lucru decât să o imporți de psihotare. Da? Cel mai ieftin este în Ucraina să o importi. Noi am mers pe cale ca să minimalizăm riscurile. S-a început conflictul, este armat, război. Da, în orice moment putea să apară vreo forță majoră și am importat din România. Adică, da, mai scump, dar nu am vrut să riscăm în cadrul proiectului. Sigur că dacă va crește aici, va fi mai ieftin. De exemplu, în Ucraina, o casă din cânipă industrială costă de patru ori mai ieftin decât o casă tradițională. Așa o spun colegii noștri care construiesc case din cânipă. Interesant. Asta este. Interesant. Zahari, dacă ar fi să faci un bilanț pentru anul 2023, care sunt trei cele mai mari realizări a întreprinderii pe care o gestionați? Hai să spunem așa. Uh, noi am participat la... Eu vreau numai una, să nu fac prea mult, că ne lăudăm de tot. Uh, noi am participat la forumul internațional în Viena, la Climate and Energy și noi am povestit despre ceea ce noi facem. Și pentru mine a fost foarte interesant și mi-a plăcut că comunitatea internațională uh, mi-a invitat pe mine să prezint cazul nostru ca un uh, success story uh, despre domeniul de decarbonizare industrială a domeniului de construcții. Și asta am făcut o prezentare la șapte minute și în, la scenă mare. A fost Probabil că frumos stresant. atunci când dăși Moldova, poate fi exemplu. Da, asta e super. Și când te duci, nimeni nu știe și Moldova. Ce e Moldova, unde este, tu explici. Și deci după asta deja oamenii s-au schimbat puțin atitudine și am avut oaspeții din, din Viena. Promovăm țara noastră ca o cum, sandbox pentru testarea tehnologiilor noi, în special în domeniul de agricultură. Noi avem terenuri, noi avem sol bun, de ce nu? Cu siguranță. Ca să fim în echilibru, pentru renașterea rurală, care este cea mai mare realizare a anului 2023? Una sau trei? Sau... Ca nu... să fim în echilibru da. și să fie același da. număr. Sigur că Una. anul acesta este realizarea proiectului cu Casa din Cânipă, deoarece a fost un proiect de suflet, a fost un proiect unde... Am avut foarte mult efort, da, și în față de colegi, noi nu am avut profit, noi suntem organizații non-profit. Noi am lucrat pe bază de voluntariat. Noi am avut salarii. <gângătă -s> da. Și a fost nevoie de un efort enorm pentru acest lucru, dar noi am reușit, am realizat proiectul și sper să aibă continuitate. Vă mulțumesc foarte mult! Reamintesc că astăzi am avut alături de, de noi doi entuziaști, doi oameni care au curajul în zilele noastre să vină cu inovații pe piața construcțiilor caselor. Am avut alături pe Zahari Dolomanji, director executiv Eveco și Vladimir Ursu, director executiv Renașterea Rurală. Mulțumesc tare mult! Sperăm că a fost util ceea ce ați auzit astăzi.